Vreau o sârbă, o horă și să dansăm. Intru și eu la joc. Haideți. Haideți, doamne, doamne. Îmi face o deosebită plăcere să petrecem astăzi cei 50 de ani de căsnicie ai dumneavoastră. Eu ieri am împlinit 35 de ani de căsnicie. Da, am 4 nepoți, dumneavoastră cred că aveți mult mai mulți. Să vă dea Dumnezeu sănătate, pentru că știți, bucuria bunicilor sunt nepoții. Retrăim, de fapt, ce am pierdut atunci când în vultoarea vieții ne ocupam noi bărbații să ținem casa, să... și am ars niște etape. Am văzut că, de fapt, ați constatat, vă suna soția sau vă sunea țara, știi, a mers prima dată în picioare, știi, a scos, a gângonit. Eu nu eram, nu am observat, dar acum vă lucrurile astea la nepoți. Și de aia știți că iubirea față de nepoți e altfel, pentru că vezi de fapt etapele pe care le-am pierdut cu toții la vremurile respective. Nu vreau să vă plictisesc, o să avem mult timp, o să trec pe la fiecare pe la masă. Vreau să vă mulțumesc, să vă urez poftă bună, să bem un șpriț împreună. Am început să vorbesc și în versuri și n-am băut încă. Vi-l prezint, dar am onoarea să fie astăzi prezent lângă noi prefectul Capitalei, domnul Rareș Șopincă, care a ținut primăria sectorului 5 pe un punct de echilibru. Atâta timp cât am fost în vacanță, mi-am cerut voie să plec în vacanță, a ținut un an și o lună de zile frâile sectorului 5. Acum ne leagă o prietenie și care va zic eu că va dăinui, pentru că am un doi și mai mult el, ca și tânăr, știe ce are de făcut, e un om de administrație pură, și pe viitor cu siguranță drumul lui se va îndrepta acolo undeva unde își va vedea visurile cu ochii. Prefectura poate fi o trambulină sau o experiență, dar tot în administrație, noi toți din București suntem în directă colaborare cu Prefectura Capitalei în toate sensurile, de la hotărârea de Consiliul Local până la, eu știu, alte consultări pe teme juridice. Domnul prefect, cu experiența care o va căpăta acolo, cu siguranță viitorul își va spune cuvântul printre el și eu îl susțin. Domnule prefect, și dumneavoastră două cuvinte. Și înainte să îi dau cuvântul domnului prefect, am lângă mine băiatul meu, domnul deputat Vlad Popescu Piedone, care este președintele organizației PPUSL Sector 5, organizatorul de astăzi. Vreau să vă spun și pentru presă și pentru toată lumea, acest eveniment nu este făcut din bani publici. Adică n-am umblat la buget, n-avem ca alții să ne dăm mare pe banii statului. Asta este o treabă privată organizată de noi, de organizația PUSL Sector 5. În colaborare, bineînțeles, și cu asociații noștri, stă acolo viceprimarul meu Melnic, PSD-ist de frunte. Se pare că tot PSD-ul e la putere, se pare că și în viitor, că ne-au cam am văzut ce se întâmplă cu eșichierul politic. PSD-ul a rămas un monolit, iar noi ăștia cu căluțul vrem să-i luăm în șa și să-i ducem mai departe. Tot așa, lângă mine se află city managerul, cel care l-a înlocuit pe Rareș Șopincă. Sper să nu ajungi și tu, prefect, că am nevoie de tine. Și cam atât. Îi las domnului prefect plăcerea de a vă adresa câteva cuvinte, după care revin. Mulțumesc, domnule primar Piedone, sau cum îmi place mie să spun, mai tânărul și energicul meu prieten Piedone. Mulțumesc de două ori, domnule primar. Mulțumesc pentru că mi-ați dat prilejul de a fi astăzi în mijlocul atâtor oameni minunați și este meritul dumneavoastră că
în ritmul vieții, care e din ce în ce mai alert, găsiți răgazul să vă opriți și să adunați alături oamenii valoroși a societății, pentru că noi, ocupați zi cu zi cu activitatea, nu reușim să spunem pe cât ar trebui de mult să spunem vă mulțumim, dragii noștri seniori, pentru că dumneavoastră, cei mai mulți dintre dumneavoastră, ați construit orașul ăsta minunat în care noi am ajuns să trăim și pe care am ajuns să-l iubim. Vă mulțumim pentru munca de viață, pentru că, efectiv, cu sudoarea frunții dumneavoastră, ați reușit să clădiți orașul ăsta frumos în care ne desfășurăm cu toți activitatea. Știți cum e? Funcțiile vin și trec, dar oameni suntem și rămânem pentru toată viața. Pentru oamenii care sunteți, care ați devenit și pentru contribuția absolut nemăsurată pe care ați avut-o la dezvoltarea orașului nostru, mă opresc, mă înclin și vă spun vă mulțumesc și oricând, la fel ca ușa domnului primar Piedone, indiferent de funcțiile pe care le ocupăm, ușa noastră este mereu deschisă și vin către dumneavoastră cu urare de sănătate, viață lungă și gânduri bune. Doamne ajută și să ne revedem sănătoși și la aniversarea de 75 de ani de căsătorie, pentru că mai avem multă treabă împreună de făcut. Mulțumesc, Rareș. Rareș și la prima abatere. Îi doresc foarte multe. Eu sunt, de exemplu, de când sunt în administrație de aproximativ 30 de ani, la anul fac 30 de ani, evenimente de acest gen nu le-am făcut, nu le-am făcut cu scop politic și cred că parte din dumneavoastră ați auzit de sectorul 4, de sectorul 6. La sectorul 4, de exemplu, aniversarea celor 50 de ani de căsătorie, ajunsesem undeva la 80-a ediție. La noi astăzi în sector sunt 1200 de cupluri care au 50 de ani de la căsătorie. Sunteți primiți din săptămână în săptămână. Noi organizăm că vor veni și alții în urmă și dacă am făcut cum am făcut și la 4 am făcut la 6, stai domne, păi acolo ai făcut și noi nu facem. Facem și ne perfecționăm. Este un început, este un început pentru sectorul 5. Cineva îmi spunea când a intrat aici, o doamnă, domnule primar, aș ruga să nu candidați la capitală și să rămâneți la sectorul 5. Oameni buni, vă spun și dumneavoastră, eu rămân la sectorul 5. Am să plec în vacanță cu permisiunea dumneavoastră în campanie. O să mă duc în campanie pentru alții să-mi susțin viitorul primar general, viitorii primari de sectoare sau pe cine mai ar trebui. Că dumneavoastră ați văzut ce s-a făcut, nu v-am cerut niciodată votați pe cineva, stați în partidul ăla, faceți anumită politică, faceți ce vreți, dumneavoastră sunteți contabilul nostru al tuturor. Și mă întorc la vârsta dumneavoastră, eu nu mai am părinți din păcate, de fiecare dată când mă întâlnesc cu oameni cu experiența dumneavoastră de viață, care aveți experiența trecutului, experiența, comparația cu ce este astăzi în prezent, puteți face o diferență. Puteți face o diferență și singurul lucru m-aș ruga și cu asta închei, pentru că nu e o întrunire politică, n-aveți voie să lipsiți de la vot. Votați cu cine considerați dumneavoastră, dar duceți-vă la vot. Absenteismul dumneavoastră va favoriza pe altcineva. Eu nu spun să votez cu mine, cu Rareș, cu Vlad, cu orice nume, dar duceți-vă la vot. Este singura mea dorință la adresa dumneavoastră, pentru că stând acasă, altcineva se bucură de votul dumneavoastră. În rest, hai să trecem să bem și să mâncăm, să vedem ce minte avem. Lăutarii să cânte și noi o să trecem pe la fiecare să vă strângem mâna. Avem câteva surprize pentru dumneavoastră și mai discutăm atunci la fiecare masă. Poftă bună, să vă dea Dumnezeu sănătate și să știți că noi tinerii, adică eu, tânărul de 60 de ani, mă repeneam la Rareș și la Vlad sau la Iulian, dar eu tinerelul ăsta de 60 de ani nu mă las. Piedone n-a murit, el puțin s-a odihnit. Băgăm plugul în brază și o luăm de la capăt, mai în forță și să avem cui să lăsăm, cum dumneavoastră ați lăsat moștenire copiilor, educația pe care ați primit-o pe vremurile respective, așa și noi în administrație, în administrația centrală. Vrem să noi ăștia vechi, pentru că noul, datorită eu știu, informații, datorită acestui Facebook sau rețele de socializare, nu mai percep
într-adevăr, trăiesc în virtual. În realitate trăiți dumneavoastră, care ați văzut realitatea timp de zeci de ani și știți să puneți în comparație virtualul, ce vă vinde în virtual și ce există în realitate. Vă spune că totul e în regulă și tu când ieși, cazi în groapă, nu găsești, sau eu știu, domne, prețurile sunt în regulă sau au explodat. Nu e, dumneavoastră trăiți în real. E, sunteți de fiecare dată cei care puteți să amendați prin puterea, nu gândului, forței dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că existați și restul trecem la bârfe locale. Sănătate mult! Domnule primar, să știți că oamenii ne-au rugat, pentru că ieri ați împlinit 35 de ani de căsătorie, să vă facă o surpriză și să vă cânte un mulți ani trăiască cu toții. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Pentru fiecare familie, la iarnă, dacă Nicușor nu dă drumul la căldură, să aveți cu... Atât s-a putut la noi. Noi cu pilota, el trebuie să bage căldura. Mai departe, rare, aici. Familia Mane. Și o floare de la domnul prefect. Și o... pilota. Floare pentru doamna și asta pentru dumneavoastră. Unde rare? Ce mai avem? Familia Sârbu. Familia Sârbu. Să rămână doamna și la mulți ani. Să rămână, tot respectul. Mulțumesc. Da, cu siguranță. Dacă nu mă găsiți pe mine, treceți la prefect. Ia, cine mai avem acolo? Familia Salvo. Să rămână doamnă și la mulți. Poate vă puneți alea asta, asta în spate acolo. Ajutați-l dumneavoastră. Și a noastră acolo. Și familia Tănăsescu. Familia Tănăsescu. Mulțumesc. Și o floare de la domnul prefect. Eu vă iubesc. Eu vă iubesc. Să rămâne. Păi dacă nu am, vin tinerii din spate. Oameni buni. Deci primăria nu poate să vă dea căldură de sector. Dacă nu vă dă capitala, noi vă dăm o mică... Și nu, atenție, v-am spus, nu sunt din fonduri publice, da? Dacă Nicușor nu vă dă nicio pătură, noi ne-am gândit măcar... Dragostea aia de 50 de ani de căsătorie, mai ne cuplăm o dată, punem o păturică pe noi și trecem. Asta s-a putut, atât am putut noi, atât a putut și Nicușor. Doamna mi-a zis că să rămân aici la 5. Dar poate mă duc să candidez la 2. Sau poate susțin pe cineva la 2 acolo. Numai dacă mergeți la capitală. Nu mă duc la capitală, lăsați-mă. Doamne ajută, tot respect. Doamne ajută. Voi sunteți adevărat, voi sunteți adevărata putere. Domnule prefect, ce am ajuns aici? Să rămâinele, doamnă. Ce fete sexy aici, doamne, doamne, doamne. Familia Ilie. Trăiți, Nea Ilie. Ce mai faci la pălărie? Mai merge? Mai merge? Da, nu e bai. Familia Popovici. Domnul Popovici, cu tot respectul, doamna Popovici. Așa ați fost blondă toată viața? De-aia l-ați zăpăcit, a albit prea repede. De-aia... Familia Grigoraș. Să trăiți, cu tot respectul. Doamne ajută! Bună, doamnă, la mulți ani! Și familia? Cristian. Cristian. Doamne ajută! Orestați să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă iubesc în tot. Vreau să mă vedeți în carne și oase? Da. Uitați, soțul meu mereu zice. Oase, tu mai multă carne, că oasele sunt ascunse. Auziți, soțul meu mereu zicea. Dragă, la toată ziua îl urmărești, asta este. Vă iubesc din tot sufletul, că ne-a scos din mizerie. Să rămâne, doamne, mă mulțumesc. Îmi face plăcere să dau mâna cu un primar de sector. Că 38 de ani am dat mâna cu 17 primari generali. Am lucrat în primărie. Am lucrat în primărie. Și am fost în primăria generală. Știți, consilierul general cu Băsescu.
Și vă rog să candidați la primăria generală. Să candidez la primăria generală? Da. Domn prefect, au ce spune? Vrea să mă bagi în oala cu zmoală. Trebuie. Nu, mai avem de, nu am cum să nu rămân de votat cetățenilor din sectorul 5 care au avut încredere în mine atunci când nimeni nu avea încredere. Atunci e foarte bine. După ce termin 5, mai ne gândim. Dacă mi-a dat Dumnezeu vitamine, mai vedem. Sănătate, numai bine. Da, mulțumesc. Păi, dar nu mai așa venim în cuplu, că de aia suntem la 50 de ani. Corect. Care-i secretul, domne? Nu, pe tine te întreb. Răbdare. Da, mă, îți spun aici. Când ții pe ea taci tu, când ții pe ea taci tu și tu, când are orice părere, are dreptate ea. Tot timpul are. Nu trebuie să te iei cu Regina. Și acum la parc are tot... Absolut. Deci, așa e, tată. Dacă... Nu te pui cu conducere. Nu ai cum să te pui cu conducere. Da, și ne-am pregătit noi când ne-am... Da? A, păi... Foarte frumos. Vezi, ne-am sărbătorit cu nepoții. Da? Foarte frumos. Da, extraordinar. Da. Băi, asta e o idee să facem și noi pentru următoarea dată. De-aia v-am adus. Foarte bine. Gata. Da? Uite așa e, gata. Asta a fost ideea mea. Da. Arată așa de perfect. Perfect. Familia Dima? Dina. Mulțumim, Dina. Noi aici am făcut nunta, ne-ați făcut cea mai mare. La Gambrinus? Da. Ia uite, domne, ce coincidență. Vedeți cât ce cât... Să rămână. Să vă rămână, să rămână. He, cum era Gambrinusul? Adevărat? Fetele mele din 5. Toate laudele de bucurie pentru noi. Doamne ajută la toată lumea. Deci la iarnă, dacă nu dă drumul Nicușor la căldură, dragostea de 50 de ani, sub pilota lui Piedone, gata, am trecut și cu galoria asta, am păcălit și iarna asta. Dacă mai ne ține puțin, vine ghiocelul direct, nu mai avem. În loc de porc, tăiem mielul direct. Familia Grămadă. Aici. Ați venit Grămadă aici. Da. Ați venit Grămadă. Mulțumim, a venit Grămadă, dar nu ca la rugby, ordonată. Am înțeles, e în regulă. Tot respectul și familia Hârcioiu. Pentru prima oară, familia Paraschiv. Noi suntem. Să rămână. Am rugat seara de seară pentru dumneavoastră. Să rămână. Să rămână, mamă. Suntem în grupul dumneavoastră, da. De la începutul. Doamne ajută. Vă mulțumesc. Am trecut pe la fiecare și eu și domnul prefect și Vlad și Iulian. Suntem o echipă care ne gândim la dumneavoastră și asta o las pe dumneavoastră să o contabilizați. Orice probleme aveți pe zonă legată de administrație locală, mi-ați trecut, îmi spuneți și sunteți camerele mele de supraveghere 360 de grade. Pe unde mergeți și ați sesizat, puneți mâna pe hârtie și mi-o adresați în nume personal. Dacă o ține ceva de prefectură, n-are contru, că v-a dat o floare, asta trebuie să rezolve și domn prefect. Vreau o sârbă, o horă și să dansăm. Intru și eu la joc. Haideți! Haideți, doamne, doamne! O surpriză. Vreau să cântăm cu toții la mulți ani, să vină tortul pe care va fi servit la masă. Stăm, petreceți cât vreți.
eu a trebuit să scot totul, să ne bucurăm cu toții. Plec la o ședință de Consiliu Local. Rămânem aici, rămâne toată echipa. Dumneavoastră plecați la ultimul par de vin și dacă să mai să-și aduc aminte doamnele când vă ducea pe trei cărări acasă. De aici plecați pe trei cărări sau vin copiii, nepoții să vă ia, că am investit doar, da? Bun. Hai, tortul. Mulți ani trăiască cu toată lumea. La mulți ani, cine să trăiască, cine să trăiască, voi, voi, să trăiască, dați să trăiască, să trăiască, și încă o dată, cu toți, nu se aude, nu se aude, nu se aude, nu se aude, solo, solo, n-aud. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și mai tare! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Invitați să trăiască, invitați să trăiască, la mulți ani! Invitați să trăiască, invitați să trăiască, și în consumă! Și cu 100 de ani să fii sănătoși și să sărbătorim împreună. Acum fiecare la nuntă ați avut nași, n-avem nași. Sunt nașul vostru la toată lumea, așa că o să dai o prima felie. Corect. Și am să și gust, uite, direct de aici, ca să vedeți că mă angajez direct. Ia să vedem, nu că merge. Dacă îți rămâne, îmi dai și mie o porție dublă. Gata. Dar a stăcut, ce naibii face? La mulți ani să te doriți zile senile, fericire, la mulți vă mulțumesc, oameni buni. Lasă, lasă, primul la mie mi-a adus și ultimul, nu primul. Încă o dată, casă de piatră, așa se spunea acum 50 de ani. Să vă creșteți copiii și nepoții în liniște și cel mai bun lucru pe acest pământ este sănătatea și credința în Dumnezeu. Să nu vă pierdeți niciodată. Da? Cu Dumnezeu și cu sănătatea avem tot ce ne dorim pe lumea asta. Restul le-am tot descurcat pe toate. Vă iubesc și să vă dea Dumnezeu încă o dată sănătate. Sunteți primii care ați descris prima ediție de la sectorul 5, săptămâna viitoare e a doua. Și tot așa să ne ține Dumnezeu. Și când o prindeți pe aia de diamant sau de nu știu ce, ne vedem din nou încă o dată. Nu-i problemă, nu-i problemă. Doamne ajută la toată lumea, petrecere frumoasă în continuare. Să aplauze la toată lumea, vă rog frumos pentru toți invitații.